Și am să-l anunț pe următorul invitat, care este country manager la Salesmanago, coordonând lansarea în România al unuia dintre cele mai avansate sisteme de marketing automation, al șaselea cel mai utilizat din lume și lider absolut în Polonia. Este vorba despre George Iriciuc, pe care îl invit pe scenă alături de mine în aplauzele voastre. Mulțumesc! Te rog, George! Se aude bine? Mulțumesc, Andrei, pentru introducere! Mărturisesc că este o mare bucurie, atât pentru mine personal, cât și pentru Sales Manago, să fim astăzi aici. Practic, acest moment parafează oarecum lansarea noastră oficială și, cu ocazia asta, avem și două surprize pentru voi. Nu știu dacă ați apucat să vă uitați în broșură. Colegul meu, Vali, care este în stânga scenei, se va plimba prin sală cu acel bol oferim un iPad drăguț și util pentru afacerea voastră, așa că vă rog să participați printr-o carte de vizită sau să completați talonul. Cred că mai are și Vali câteva taloane, poate să vi le pună la dispoziție. Iar al doilea anunț pe care aș vrea să-l fac este un discount pe care noi îl oferim exclusiv pentru voi, participanții GPEG, E vorba de un discount general de 20% pentru toate produsele și serviciile Sales Marago. Așa că în sensul ăsta vă aștept la stand să dezvoltăm discuția. Trecând la prezentare, aș vrea mai întâi să vă pun o singură întrebare și vă rog să mă ajutați, câți dintre voi știu ce presupune marketing automation? Nimeni? OK câțiva acolo. Ok, foarte bine. Eu am pus aici o definiție destul de simplă de pe Wikipedia. Practic, marketing automation se referă la acele softuri prin care tu poți să-ți automatizezi toate procesele de marketing multicanal către clienții tăi. Titlul prezentării mele are subliniat full, pentru că dacă o să vă uitați pe piață, veți vedea o gamă largă și chiar foarte largă de sisteme de automatizare care pot să facă mai mult sau mai puține lucruri. Ideea este că noi la Sales Manago avem o viziune strategică, holistică, aș putea spune, asupra acestui aspect și uh, am creat sistemul în așa fel încât să vă ofere uh, multe capabilități, să puteți să comunicați multicanal, să devine pe termen lung un uh, centru de comandă și control pentru toate acțiunile voastre de marketing. O scurtă introducere legată de Sales Manago a făcut și Andrei pentru, pentru noi. Uh, noi suntem... Uh, primul sistem de marketing automation din Polonia, suntem lideri absoluți pe piață, iar pe slide am punctat eu cu verde că pe segmentul e-commerce Salesmanago este pe primul loc în Europa. Cum funcționează efectiv sistemul? Practic punctul principal pe care Salesmanago îl face este că identifică utilizatorii de pe site și creează uh, un profil. Profilează utilizatorul în funcție de comportamentul digital. În crearea acestui comportament digital, uh, ne uităm pe mai multe canale. Adică, ne uităm pe site ce vizualizează pe site, ce pagini uh, deschide. Ne uităm dacă dă like pe pagina voastră de Facebook și ne uităm, ne putem conecta totodată la sistemul vostru CRM, dacă aveți așa ceva. În concluzie, practic, iese ceva de genul ăsta, un profil pentru fiecare client, profile 360, spunem noi. Pe aceste profile, voi puteți să vedeți exact toate acțiunile care s-au luat pentru acel client în parte și, practic, ca o mențiune pentru e-commerce, pentru un punct foarte, este că puteți să evaluați exact care acțiuni de marketing au avut succes și au dus la conversia pe, pentru fiecare utilizator în parte. Iar un alt, un alt lucru interesant, de exemplu, pe care îl puteți face cu această profilare, este să vă segmentați baza de date de clienți. Să spunem, în funcție de tranzacții. Adică, aveți clienți care cumpără produse discountate, aveți clienți care cumpără produse premium, produse cu prețuri mai mari. Și atunci, voi puteți să vă personalizați total comunicarea cu aceștia și să le trimiteți e mail one-to-one -one pe exact ce interesează pe ei. Sau puteți să, îi, să faceți lead nurturing cu ei, să le oferiți content și așa mai departe, loializând practic și crescând vă ratele de conversie. În, în mod particular, aș vrea să vorbesc și despre e-commerce Next Gen. Acesta este un modul adițional pe ce v-am prezentat mai devreme. Deci, practic, pe lângă opțiunile pe care Sales Manager le are de bază și, apropo, aici aș vrea să menționez și de email marketing. Asta este una din funcțiile core. Iar cu Sales Manager puteți face uh, nelimitat email marketing, deci puteți trimite mail-uri nelimitate prin Sales Manager. Uh, legat de e-commerce next gen, spuneam că acesta este un modul adițional. Uh, se implementează foarte ușor. Avem uh, integrări cu toate platformele importante, cum ar fi, eu știu, WooCommerce, Magento, PrestaShop și așa mai departe. Iar o chestiune interesantă legată de NextGen este acest Web Beacon, care este un, face parte din Next Generation Behavioral Engine. Practic, pe lângă analiza clicurilor și paginile pe care vizitatorul le vede în site, noi putem să vedem exact și la ce se uită pe site. Practic este acest mapping, acest vedem hotspoturile de pe site și astfel voi puteți să automatizați anumite procese și pe eu știu momente în care aveți landing page-uri care au produse sau puteți de exemplu să vedeți pe scroll când e varianta mobile a site-ului, să vedeți care, unde ajunge utilizatorul, care sunt secțiunile cele mai vizualizate și așa mai departe. Acest modul next gen oferă mai multe variante ca și condiții. Putem să oferim clienților e mail dinamice, ne conectăm la baza voastră de date a magazinului și în funcție de produsele pe care vizitatorul le vede, sau în funcție de ce au vizualizat alți utilizatori care au căutat același lucru, putem să trimitem e-uri personalizate one-to one. Același lucru este și pentru conținutul de pe site. Putem să facem recomandări dinamice live, adică un frame, de exemplu, care să-ți promoveze un produs complementar cu un discount. Iar aici, pentru că nu am foarte mult timp, aș vrea să vorbesc doar despre unul din clienții noștri, Ivroșe. Am menționat acolo că acesta și-a dublat rata de conversie lucrând cu Sales Manago. Aici e o poveste amuzantă, oarecum, pentru că Yvrochet, specialiștii de la Ivroșe, și-au implementat sistemul și au mers pe procese de automatizare destul de complexe în sensul în care, la un moment dat, erau șase, șapte eventuri și condiții care trebuiau respectate astfel încât să primească clientul un anumit discount. Ceea ce s-a întâmplat a fost foarte amuzant, în sensul în care un foarte utilizat forum pentru mămici casnice a descoperit toți acești pași, iar ulterior a fost o explozie de trafic și de vânzări pe site, Astfel încât clienții au știut exact ce pași trebuie să facă să beneficieze de acele discounturi. În final, toată lumea a fost fericită pentru că, evident, cantitatea a compensat rata mai mică de profit. Cam asta aș avut eu să, am avut eu să vă spun. Vă invit mai departe la stand și un mic îndemn de, de final pentru voi. Mulțumesc! Merci, frumos!